Carrefour și-a desemnat astăzi câștigătorii concursului de desene. Aproape 6.000 de copii au participat la întrecerea organizată de hipermarket și 15 dintre ei au câștigat premii. Marele premiu constând într-o excursie la Disneyland Paris. Carrefour organizează în fiecare an, în preajma sărbătorilor de Paște, un concurs de desene la care pot participa preșcolarii și școlarii până în clasa 8-a. Cea de-a patra ediție a acestui concurs în județul Gorj a avut aproape 6.000 de participanți. Întrecerea s-a desfășurat în 15 școli din județ și s-a bucurat de sprijinul Inspectoratului Școlar Gorj, partenerul Carrefour pentru acest concurs. Cei aproximativ 6.000 de copii talentați s-au înscris cu desene făcute de ei, sperând că vor câștiga unul din premiile oferite de hipermarket. După cum știți, suntem la a patra ediție în județul Gorj, orașul Târgu Jiu, și de fiecare dată premiem copiii talentați, dar și cei norocoși. Avem 6.000 de participanți și acum am premiat pe cei 15 câștigători. Premiile au constat în cupoane de cumpărături, telefoane, tabletă, laptopuri, bicicletă și marele premiu, o excursie în Disneyland Paris. Concursul a avut câștigători în mai multe județe ale țării, în Gorj fiind desemnați 15 câștigători. Aceștia au fost aleși printr-o tombolă, iar premiile le-au fost acordate astăzi de reprezentanții Carrefour. Premiul 3 a constat într-o bicicletă, premiul 2 un laptop, premiul 1 o excursie pentru întreaga familie la Disneyland Paris. Vouchere în valoare de 100 de lei, tabletă, telefon, laptop, bicicletă și, bineînțeles, excursia, în lipsă de excursie la Disneyland Paris, pentru toată familia. Micii câștigători au fost foarte bucuroși și mulțumiți de premiile primite și spun că își doresc să mai participe și la edițiile viitoare. Da, foarte bucuroasă. Ai fost vreodată la Disneyland? Nu, niciodată. Îți dorești mult să mai mergi? Da, foarte mult. Un laptop. Un laptop e premiul 2. Următoarea ediție a acestui concurs va fi organizată de Crăciun.